Pentru 3 zile la Centrul Educațional Stupin Brașov, peste 150 de persoane au avut posibilitatea de a participa la o serie de prezentări pe tema descoperirilor științifice, văzute și din prisma creaționistă. Invitatul special, Noemi Duran, doctor în biologie la Universitatea Loma Linda, cercetător și director la Geoscience Research Institute, filiala europeană, și-a prezentat cercetările într-un mod creativ și bine argumentat despre știință și religie, teoria evoluției lui Darwin, selecția naturală și mutațiile, inteligența designului, fosilele, pietrele care vorbesc. Deși subiecte sensibile și complexe, participanții s-au bucurat de informațiile prezentate care, cu siguranță, au deschis noi orizonturi cu privire la creație, creator, știință și viața de pe Terra. De ce credeți că este necesar ca să vorbim despre creaționism și evoluționism așa cum am făcut-o astăzi? Evoluționismul este o idee răspândită în societatea noastră, este paradigma principală în societățile biologice majore, este predat în școli și universități și cred că este important să vorbim despre asta pentru că noi avem o percepție diferită despre origine și cred că trebuie să vorbim despre aceasta. Care a fost subiectul principal despre care ați vorbit aici? Am vorbit despre ce ne spune teoria evoluționistă, despre ce credem noi cu privire la cum erau lucrurile la început și motivul pentru care unele mecanisme propuse de evoluționism în privința biodiversității și a vieții pe pământ nu funcționează. Astfel, ele sunt doar presupuneri și idei, neacceptând posibilitatea unui Dumnezeu creator. Ei recurg la procese naturale din care majoritatea nu funcționează. Most of these natural processes don't really work.